Așa este. Tehnologia în sine nu este nouă, însă utilizările ei sunt relativ noi. De aceea cred că foarte multă lume nu înțelege ce înseamnă tehnologia blockchain. Cum am putea explica cât mai simplu, astfel încât să înțeleagă blockchain? Este, da, blockchain este o tehnologie, într-adevăr, care nu a apărut în urmă cu un an. A luat amploare în perioada criptomonedelor și a crescut odată cu criptomonedele, iar în urma acestui trend, beneficiile acestea au fost văzute practic odată cu criptomonedele au fost văzute adevărata valoare. Decentralizarea, securitatea datelor, imutabilitatea datelor, sunt niște proprietăți care erau poate scriptice până la momentul criptomonedelor, dar odată ce acestea au luat amploare, s-a văzut clar aplicabilitatea și s-au văzut practic niște proprietăți într-un sistem live care rulează de, nu știu, 10 ani, de exemplu, cum e Bitcoin, și neîntreținut, adică nu are administrator, nu are o echipă de programatori care să-l întrețină, să se ocupe de bug-uri, pur și simplu funcționează fără niciun fel de probleme. Și de acolo, bineînțeles, că tehnologia ridicată a atras atenția și companii precum Modex au încercat să adopte tehnologia asta și să o facă disponibilă în mediul enterprise și pentru alte software. Care sunt principalele industrii în care am putea aplica tehnologia blockchain în diferite forme? Există, sau putem spune că există, logistică, financiar? Da, există o serie de domenii, aș putea să le spun, neapărat industrii. Vorbim de domenii unde proprietăți sau beneficii, precum imutabilitatea datelor sau trasabilitatea lor, descentralizarea, fac mai mult sens decât în alte domenii. De exemplu, domeniul medical, domeniile guvernamentale, adică instituțiile guvernamentare pot rola aplicații software care folosesc tehnologia blockchain și ar avea mult sens, legal, supply chain, logistica, adică în principal orice domeniu în care un produs software este folosit de mai multe părți care nu au neapărat încredere unele în altele și care nu au putut, au nevoie să colaboreze în sisteme software, dar nu au făcut-o până acum tocmai din acest punct de vedere. Nu aveau încredere în celelalte părți sau nu au avut încredere că produsul software face ce trebuie să facă sau le protejează datele sau le protejează informațiile pe care aceștia le introduc în produsul software. Și aici blockchain intervine și rezolvă cu ușurință aceste probleme. Cum reușește acest lucru? Comparativ cu o bază de date clasică? Comparativ cu o bază de date clasică, blockchain stochează datele într-un mod imuabil. Adică odată ce ai salvat ceva, nu mai poți înlătura, modifica, șterge. Modul de acces se face într-un mod bazat pe chei publică-privată, niște mecanisme similare cu semnătura digitală pe care o cunoaștem cu toții, și nu ne permite să negăm anumite interacțiuni cu softul respectiv, să spunem că noi nu am făcut chestia asta sau dacă am făcut-o, dar nu ai cum. Deci în tehnologia asta scopul este ca informația să nu dispară, ca persoanele care interacționează cu softul să nu poată să spună că nu au interacționat și să ofere o securitate în regim de transparență, o securitate sporită în regim de transparență. Se elimină, înțeleg, și posibilitatea de fraudă sau de... Da, frauda este unul din lucrurile care se pot elimina sau se pot diminua. Riscul de fraudă poate fi diminuat cu această tehnologie, dar auditul în general sau informațiile imobile, datele de audit imobile sunt benefice firmelor, nu neapărat din prisma unei fraude, ci pur și simplu gândiți-vă la asigurări, de exemplu, anumite informații, dacă sunt stocate într-un ledger imobil, atunci nu mai există îndoială într-un anumit context cine a creat
sau din cauza cui au fost create anumite probleme, deci este foarte clar cine, polița cui se va plăti o asigurare, de exemplu. Da, există posibil. Am un exemplu, de fapt, din zona cripto, unde au fost mai multe cazuri, cred, în care oamenii, proprietarii criptomonedelor, și-au pierdut cheile, și-au uitat parolele. De pentru care, tocmai din această cauză, că ele nu pot fi modificate, practic au pierdut toți banii pe care îi aveau. Așa este. Se poate întâmpla, există acest risc și într-o bază de date pentru un spital sau pentru... Există acest risc. Dar tehnologia pe care am dezvoltat-o noi a luat în considerare și aceste puncte de vedere. Adică cheile private, practic parolele, fără de care nu s-ar mai putea efectua un acces la sistem, astea pot fi ținute de utilizatori, dar în același timp pot fi întreținute și de sau pot fi stocate într-o altă rețea blockchain anexă rețelei principale. Asta înseamnă că, cu alte cuvinte, administratorii păstrează cheile alea private pentru ca utilizatorii să nu le piardă. Și când zic utilizatori, mă refer la utilizatorii de business. Da. Mai există și posibilitatea unor chei hardware, adică nu trebuie să o ții notată undeva cheia privată, nu trebuie să o înveți pe de rând, nici n-ai avea cum. Sunt efectiv chei hardware în formă de token, foarte similare cu cheile, tokenul pe care îl primim de la, dacă ne luăm o semnătură digitală. Și astea, cheile astea pot fi reconstruite, adică au și mecanisme de reconstruire în cazul în care, nu știu, sunt pierdute sau se deteriorează. Mă gândesc că e important să avem o soluție de backup aici și nu neapărat pentru, doar pentru companii, pentru mediul de business. Mă gândesc la administrație publică, dacă reușim să introducem tehnologia blockchain acolo și utilizăm bazele de date ca atare, atunci fiecare persoană probabil va avea propria cheie de acces. Dacă o pierde, la un moment dat... Recuperarea se poate configura. De exemplu, un produs software în care noi doi suntem părți și cu care interacționăm, ar presupune ca fiecare dintre noi să aibă o cheie privată. În cazul în care unul dintre noi își pierde cheia, datele alea pot fi recuperate în funcție de cum a fost configurat sistemul. De exemplu, putem avea 5 administratori și să putem recupera o cheie privată dacă avem 3 din 5 administratori vin și ei cu cheile lor și le pun cap la cap, ca să nu existe riscul concentrat pe o singură persoană. Și acum, tocmai dacă am ajuns la administrație, înțeleg că sunt discuții și proiecte care ar putea fi puse în practică chiar anul acesta de tehnologie în zona de... în zona publică, de administrație publică. Da, noi am încercat să intrăm în contact cu persoane din ministere, din instituțiile guvernamentale, am trimis tot felul de proposaluri și într-adevăr recent, adică în ultima perioadă, am observat un interes din punctul ăsta de vedere, adică există interes pentru tehnologia noastră. Sunt optimist, eu cred că undeva anul ăsta vom avea prima implementare la nivel guvernamental în țara noastră. Ar fi o veste foarte bună. Mai ales că încă avem baze de date multe la nivel de administrație și publică și locală și nu sunt aproape niciuna interconectată cu cealaltă. Da, nu știu, acum, de exemplu, tehnologia blockchain ar fi ca să implementăm un produs software în instituții guvernamentale care să comunice sau în care să fie implicată toate părțile, probabil că ar fi mai dificil în primă fază sau cel puțin anul ăsta, pentru că de-abia am început să tatonăm, avem niște discuții inițiale în ceea ce privește abordarea, deocamdată prezentăm tehnologia și bineînțeles o să începem probabil cu un produs software mai simplu, ca un proof of concept, să arătăm că tehnologia are valoare și că poate fi utilizată. Speranța noastră este ca în long term să putem să dezvoltăm și alte produse software care folosesc tehnologia noastră la nivel guvernamental, mai complexe. Un produs software să fie utilizat de toate, cred că e, cel puțin în momentul ăsta, un pic mai dificil, pentru că, din câte știu eu,
administrațiile guvernamentale se organizează separat, adică fiecare cu propria gestiune, și atunci ar fi mai greu să... Dar rămâne de văzut, nimic nu e imposibil. No, cu siguranță, oricum ar fi nevoie de un plan general pe termen lung și în zona infrastructurii IT, la nivel de administrație, în care să se specifice și ce folosești și nu neapărat produsul, dar să fie deschis și să poată fi conectat cu un alt produs. Se poate, asta oricum se poate. Tehnologia noastră a fost gândită în așa fel încât să poată fi adoptată și în produsele software existente. Adică nu am fi avut sub nicio formă șanse reale cu acest produs sau foarte bune dacă noi îl gândeam să fie folosit numai pentru produsele software care se vor construi de azi înainte. Da. Noi am desenat produsul ăsta într-o formă în care poate fi adoptat și în produsele software deja existente. Și suntem optimiști că sunt și în administrația publică sau în organizațiile guvernamentale produse software care pot implementa tehnologia noastră. Dar ușor, ușor. Interese există, asta e clar. Înțeleg că aveți deja proiecte în derulare. Da, avem mai multe proiecte, în special pe healthcare, pe industria medicală, în Canada și Statele Unite. Avem proiecte în oil and gas. Avem și în România chiar un proiect tot în domeniul medical. Și cum am spus, tot așa din cele mai importante, chiar în acest moment avem niște discuții pentru a face un proof of concept în sistemul, în administrația guvernamentală în România. Concret, foarte concret și foarte exact, cum funcționează produsul și blockchain în proiectul din Canada, spre exemplu, și SUA? În proiectul din Statele Unite, practic, folosim tehnologia blockchain pentru a securiza istoricul datelor medicale al cetățenilor. Este vorba despre o aplicație de mobil, care este conectată și cu alte produse software ERP-uri din domeniul medical. Asta presupunând ca un cetățean care în momentul în care face niște analize medicale sau niște teste, nu știu, la o clinică, de exemplu, cei din clinică introduc rezultatele într-un produs software, iar informațiile devin disponibile cetățeanului pe telefonul mobil. Toate aceste informații sunt criptate, sunt stocate într-un regim imuabil, folosind tehnologia blockchain, toate datele sunt criptate cu cheia utilizatorului, astfel încât nimeni nu are acces la acest istoric medical fără ca pacientul, cetățeanul, să își dea acordul efectiv apăsând pe buton. Asta înseamnă că el când se duce la doctor, medicul mai întâi trebuie să-i ceară dreptul, să-i vadă istoricul medical, îi să dă dreptul pentru câteva minute sau jumătate de oră, se verifică datele și apoi se revocă accesul. Deci, practic, creează o bază de date pentru fiecare persoană în parte, cu istoricul medical și absolut tot ce i s-a întâmplat și inclusiv știu că e important alergii și da, orice ai nevoie, la care el poate da accesul unui medic sau unui spital, chiar dacă sunt diferite. Corect. Scopul proiectului este și de a aduce datele într-un singur produs și în Statele Unite ca și în România. E problema generală a datelor împrăștiate în diverse baze de date ale diverselor clinici sau instituții. Am date și la spitalul X, am date și la clinica Y și mi-e foarte greu să, adică mi-ar fi foarte util mai degrabă să am toate datele mele sau istoricul meu medical intact și tot de la bun început într-un singur sistem. Asta este una dintre probleme. A doua problemă este că acele date medicale sunt folosite în tot felul de statistici, se vând, se fac medical trials, verificări, tot felul de calcule și se folosesc datele alea în tot felul de scopuri, fără ca noi să avem nici măcar idee. Nu mai spun că sunt instituții sau organizații care fac bani din asta. Respectivele date. Exact. Adică nu e doar să spune că dacă se foloseau pentru progresul științei, mai spuneam, dar acolo sunt afaceri. Și atunci
corect ar fi să câștige și cetățeanul și pacientul ceva. Iar produsul ăsta din Statele Unite, cam ăsta ar fi scopul. Adică, ok, nicio problemă, vrei să faci un raport, un studiu pe datele a, nu știu, 1000 de pacienți, pacienții voi vor da acordul și le oferi ceva la schimb. Dacă ei sunt de acord, spun da, ok, și totul e transparent, securizat. Din partea pacientului, ce presupune? Doar o aplicație pe care o instalezi pe telefon? El are o aplicație. În principal, pacienții nu au foarte mare interacțiune cu aplicația, își pot introduce diverse lucruri, nu știu, poate și-a mai luat o tensiune sau niște mare, niște date sau niște note personale vis-a-vis de propria stare de sănătate, dar în principal clinicile sau spitalele pe unde merge pacientul introduc date în sistem, adică în numele pacientului. Da. Un medic pe care l-ai văzut la sfârșitul vizitei are un raport, nu știu, niște note, notițe pe care și le-a făcut, indiferent că sunt rezultate, analize sau ce sunt, el le introduce în sistem în numele utilizatorului. Utilizatorul numai le poate accesa prin aplicație și, bineînțeles, acorda acces la date când îi sunt solicitate informații. Ne-ar fi foarte interesant să avem și noi. Există o companie în România care implementează, are acest model, adică lucrăm cu ei în acest moment și la un proof of concept și cred că cu puțin noroc veți vedea și în România o astfel de aplicație undeva la sfârșitul anului, zic eu. Am înțeles că există în România un proiect sau un proof of concept legat de diplomele de bacalaureat. Nu știu foarte multe. Noi avem un proiect de genul ăsta, dar nu cu cineva din România. Avem și suntem la modul că îl desenăm, ca să zic așa, construirea specificațiilor. Dar este un use case bun. O bază de date în care să cuprindă toate diplomele pe care le avem ar fi probabil și exact. Alte acte ar fi probabil foarte utile pentru da, oricine. Legal-ul, în general domeniul de legal e un domeniu care se pretează extraordinar pentru această tehnologie, deoarece garantează tehnologia blockchain, garantează imuabilitatea datelor, iar documente care nu se pot modifica sunt E de mare interes. Contracte, da. Diplome, bineînțeles. Diplome, acte doveditoare de orice. Exact. Da, interesant. Să revenim un pic la Modex. Da. Compania pare doar câțiva ani. Într-adevăr, compania... Modex în sine. Modex în 2017 a fost înființată. Și a început cu un marketplace pentru smart contract de Ethereum, niște unelte de dezvoltare pentru smart contracturi de Ethereum, o serie de unelte în principiu destinate programatorilor sau celor interesați de tehnologia blockchain în general. Avem și un academy și avem mai multe unelte care în principiu sunt aparțin comunității, adică noi le dezvoltăm, dar nu o facem decât pentru comunitate. Știu că ați lansat în 2018 o platformă pe care erau disponibile. Da, în 2018 cred că am lansat, nu? Da, exact, în 2018 am lansat Marketplace-ul. Și a fost și primul nostru produs, apoi am lansat Developer Tools, apoi am lansat primul IDE, este un tool în care programatorii scriu cod, dar a fost făcut special pentru un limbaj de programare în care se scriu smart contracturi de Ethereum. Și apoi, în tot acest timp, noi am lucrat în paralel la Modex Blockchain Database, BCDB, care este produsul nostru principal. În acest moment, produsul este disponibil pentru download, adică noi am făcut lansarea oficială în toamna trecută, în vară chiar. Și în acest moment BCDB este principalul produs Modex. Întreținem celelalte produse și marketplace-ul, bineînțeles, dar alea sunt produse free, destinate programatorilor, adică nu sunt produse comerciale. Până acum,
cam câți bani s-au investit în produsele, în dezvoltare, în, în tot ce ați făcut? Da, în, în grupul nostru s-a investit până la 12 milioane de, de dolari până acum, în investitori privați. Nu am avut nicio sau nu au fost fonduri instituționale, nu știu, fonduri de investiții sau VCs. Da. Numai persoane private au investit în, în grupul nostru de companii. Iar în primăvară acum, în aprilie, zic eu, o să avem și o rundă seria. Aha. Și atunci vom deschide ușa și la parteneri instituționali, fonduri de investiții mai mari, sau venture capital. Exact. Bun, dar înțeleg că acum totuși se vă concentrați și pe, pe vânzare. Noi am petrecut majoritatea timpului pentru dezvoltare. Adică ultimii ani asta s-a făcut. S-a construit un produs, s-a testat produsul în piață, s-a ținut legătura foarte aproape cu, cu clienții, am primit feedback-uri, am îmbunătățit. Anul ăsta, într-adevăr, va fi un an în care ne vom concentra pe, pe vânzări. Și unde, unde sperați să găsiți mai, mai repede clienți? Că în România... Cred că peste tot. Adică sunt, sunt țări unde există interes mai mare pentru tehnologia blockchain, Germania, țările nordice, Statele Unite, dar cred că și în România, și în România avem, avem șanse să facem implementări, implementări bune. Dar nu ne limităm, pentru că e, e o tehnologie care nu, nu are limite. Bun, aici trebuie, din păcate, să încheiem. Mulțumim, mulțumim, Alin, și sper să ne revedem cu, cu vești bune și cu proiecte implementate în curând. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Mulțumim și dumneavoastră, la revedere.